Săgetător și ascendent săgetător. Permiteți-vă să vă bucurați de aspectele săptămânii viitoare. Jupiter, guvernatorul vostru, în primul rând, revine în mers direct și revine în zodia Pești, care este sectorul familiei și casei. Aici aduce oportunitățile, aici aduce progresul, aici aduce șansele de creștere. Ce înseamnă asta? Nu știu, vă împăcați cu cineva din familie, vă îmbunătățiți relațiile cu rudele, vă măriți casa, vă cumpărați o casă, vindeți o casă, primiți de la familie un bun patrimonial, vă mutați. Ce mai poate însemna? Dacă v-ați gândit și sunteți în străinătate și v-ați gândit mult timp și v-ați măcinat dacă să vă întoarceți, să nu vă întoarceți, vă puteți întoarce acum. Bine, acum vă puteți face o vizită, mai ales apropii sărbătorile. Ce să zic, în viața personală, da, în căminul vostru, se întâmplă lucruri benefice, plăcute. Și voi, automat, veți fi mai entuziaști că Jupiter e guvernatorul vostru, în mers direct, ce mai vrem? Într-o zodie în care se simte super bine, deci optimism, entuziasm, plus că, haide să fim serioși, aveți o lună nouă în zodia voastră. Lună nouă cu atâtea planete, cu un stelium de planete, aveți Venus, planeta iubirii, aveți Mercur, planeta care vă guvernează relațiile, dar e și planeta comunicării, deci aveți Soarele, aveți Luna. Ce vă puteți dori mai mult? Ce înseamnă asta? Înseamnă progres. Înseamnă o nouă etapă în viața voastră personală și fără îndoială va fi vorba de ceva, pentru că mai sunt luni noi sărăcăcioase. Dar asta e o lună plină abundenței. O lună nouă a abundenței. Este o lună nouă care deschide noi uși, vă aduce o nouă etapă, vă aduce noi oportunități de creștere, creștere personală, creștere spirituală. Relația, dacă, în primul rând, dacă sunteți singuri, nu prea o să mai fiți ca și lei, știți? Nu prea o să mai fiți singuri. Găsiți pe cineva, vă place, aveți Venus în zodia voastră, vă faceți ușor plăcuți, aveți farmec, aveți sex appeal. Atrageți clar pe cineva în viața voastră, puteți începeți o nouă relație, porniți pe un nou drum alături de partenerul de viață și asta poate însemna. Vă schimbați locul, vă schimbați atitudinea, înfățișarea, vreți să creșteți, da? Vreți să urcați cât mai sus și începeți clar cu viața personală, viața personală, viața de familie. Evoluție. Despre asta vorbește la voi. Evoluție, noroc, șansă, luna nouă în zodia voastră. Ce să zic mai mult de atât? Da, pot să zic ceva mai mult de atât. Aveți grijă să nu faceți excese. Că voi sunteți energie de exces, vă place și cu Jupiter direct, hai că facem, dregem. Știți? Nu uitați că în zona de relația voastră este Marte retrograd. Pas cu pas, luați-o ușor. Aveți grijă, evitați lucrurile care pot duce la un conflict. Pentru că aveți puterea să le evitați, deci evitați-le, da? Cam astea sunt aspectele la voi. Îmi plac aspectele, mă bucur pentru cei care sunt săgetători sau au ascendentul în săgetător.